Deci avem automatizare clasică, aproape ca toate automatizările. Asta e doar altă marcă, da? Foarte simplu, deci avem alimentarea cu curent, avem comanda către centrală, pompă de căldură, caza, ce o fi, pompa, dacă e nevoie, avem actuatoarele sau servomotoarele, de aici, da? Iar sus avem termostatele. Ce vreau să vă arăt? E pentru că noi avem aici patru servomotoare legate aici și avem un singur termostat aici. O să vă arăt cum îl cumplăm și pe ăsta la alt cu un singur fier. Bun, deci noi aici, unde scrie SL, da, avem comanda care vine de la termostat. Vom folosi aceeași culoare, da, de aici, în partea cealaltă. Deci ce am făcut? Am făcut o punte, la comenzi doar, pentru că aici este alimentarea către termostat. Deci făcând acest lucru, da, vom comanda două din aceste termostate cu un singur termostat. Mare atenție! La toate cutiile, așa se leagă în valoare 0, da? În partea cealaltă. Dar înainte de a lega în centrală, pompă de căldură sau ce-ar fi, e bine testat cu orice anume, să nu cumva fie cutia defectă, să trimită 2-30 pe ieșire. Deci testați cu orice testare aveți la îndemână voltajul de la cablu. Doar pe cele două fire. Alimentarea nu contează. Noi avem aici acești actuatori care sunt pe manual sau auto. Deci se pot învârti stânga-dreapta. În momentul când îl învârți pe auto, funcționează pe termostat când e de semnal. În momentul în care îl dai pe manual, e deschis manual. Deci învârți de el, pur și simplu. Uitați cum e acum, open and close, da? O pune în auto. Deci depinde ce vreți de la ele. Aici și arată cutia noastră. Iar aici e cablul care vine la centrală, pompă de căldură sau ce va fi. Da, avem alimentarea și cele două cabluri. Unul gri și unul negru, valoare 0 pentru centrală sau ce va fi. Da? Deci nu avem nicio priză acolo. Nu vom avea nevoie de nicio priză. Aceasta se poate conecta la redresor direct și tot ce aveți pentru încălzire în partea seală va fi protejat. Vă recomand cabluri pentru termostate, nu wireless, mult mai simplu, mult mai rapid, mult mai eficient. Nu întârzie semnalul, nu sunt probleme deloc pe cablu și aveți posibilitatea să instalați orice termostat doriți.